Matei capitolul 8, începând cu versetul 1 la versetul 3, pagina biblică 930, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, Matei care a fost martor ocular al acestei minuni, scrie în Evanghelia care poartă numele. Când s-a coborât Iisus de pe munte, de pe muntele fericirilor, multe noroade au mers după El și un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Dacă dorești, poți să mă vindeci. Iisus a întins mâna, s-a atins de El și a zis, da, vreau, fii curățat. Îndată, în clipa aceea, cu alte cuvinte, a fost curățată lepra lui. Mărit să fie Domnul. Frați și surori și stimați prieteni, în după masa aceasta frumoasă de martie, am ales acest cuvânt pentru îmbărbătoarea noastră, acest cuvânt pentru zidirea noastră spirituală și pentru a-L onora pe Domnul ca Mântuitor și ca Vindecător. Binecuvântat să-I fie numele. Cuvântul pe care l-am citit cu ajutorul lui Dumnezeu prezintă vindecarea unui lepros. Din vremea Domnului Iisus Hristos, un lepros pe care Domnul l-a vindecat prin puterea lui Dumnezeu care îl însoțea în lucrare. Când s-a coborât de pe munte, spune Matei ca martor ocular, după ce a rostit celebra predică de pe muntele fericirilor, când a ajuns la poalele muntelui, l-a întâmpinat acest lepros, Matei capitolul 8 cu versetul 1, care s-a închinat înaintea lui și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Dacă vrei, poți să mă vindeci. Dacă vrei, poți să mă faci om în societate. Iisus a întins mâna peste acest lepros, lucruri care îl puteau face ceilalți din jur, s-a atins de el și a zis, da vreau, fii curățat. Da voiesc, fii curățat. Și în clipa aceea, spune Matei, ca martor ocular, a fost curățită lepra lui. Pentru această vindecare, mărit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, în vremea aceea, dar și astăzi, lepra era și este o boală terifiantă. O boală terifiantă. Leprosii putrezeau de viu pe picioare. Aveau o boală. Era o boală cu consecințe dramatice. Cel ce era atins de această boală teribilă era scos din societatea afară. Era izolat pentru că boala aceasta, anumită lepră, era și contagioasă. Cel mult leproșii trăiau în colonii, izolați de oamenii sănătoși, izolați de societate. Dacă cineva dorea să-i ajute cu ceva, mergea spre leprozerie, ducea mâncarea, o punea pe câmp și se întorcea imediat acasă ca nu cumva să vină vreun lepros și să fie contaminat și el. Lepra era și este o boală terifiantă. Din acest motiv, în Sfintele Scripturi, lepra este simbolul păcatului, al fărădelegilor, al trăirii păcătoase. Lepra este simbolul păcatului în care zace astăzi lumea întreagă. Și din acest motiv, când Domnul a vindecat leproși, vom găsi remarca în Biblie că a fost curățată lepra lui. Foarte rar vom găsi expresia că a fost vindecat de lepra lui. Cel mai des, evangheliștii prin Duhul Sfânt vor scrie, au fost curățați de lepra lor. Dacă se poate proiecta, versetul 3 spune așa cuvântul Domnului. Îndată a fost curățată lepra lui. Iisus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da vreau, fii curățat. Îndată a fost curățată lepra lui. Un alt paragraf biblic pentru edificare este Luca în capitolul 17, unde Domnul a vindecat 10 leproși. Nu unul, ci 10 leproși. Iisus mergea spre Ierusalim, spune Biblia. Și a trecut printre Samaria și Galileea, pe când intra într-un sat. L-au întâmpinat 10 leproși,
au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse învățătorule, ai milă de noi. Luca 17. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost, spune Luca, curățați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritian. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățați toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit, mărit să fie Domnul. Lepra în Sfintele Scripturi este simbolul păcatului. Este simbolul păcatului, al trăirii păcătoase. Din acest motiv apare remarca: au fost curățați, au fost înnoiți, au fost transformați. Din punct de vedere biblic și spiritual, lepră înseamnă trăire în păcat, trăire în minciună, trăire în desfrânare. Lepră înseamnă furtișag, lepră înseamnă vorbire murdară, vorbire vulgară. Lepră înseamnă, din punct de vedere spiritual, gândire murdară, clevetire, bârfă și așa mai departe. Însă cel care poate vindeca leproșii, din punct de vedere spiritual, este Iisus Hristos. Este Fiul lui Dumnezeu care ne-a curățat și pe noi. Mărit să-i fie numele. O, ce valuri de îndurare cântă biserica la cină. O, ce valuri de îndurare curg din jertfa lui Iisus. O, ce jertfă minunată este jertfa lui Iisus, curățit prin al său sânge și spălat de orice păcat. Mă apropiu fără teamă de Marele Împărat, de Dumnezeu. Orice suflet care zace în osândă și în păcat, în lepră, să se întoarcă azi la Tatăl și să fie azi iertat. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Dragii mei ascultători, în vindecarea leprosului, eu văd și procesul vindecării spirituale. În vindecarea aceasta a leprosului, din Matei capitolul 8, dacă deschidem ochii cu atenție și dăm voie Duhului Sfânt să ne vorbească, vom remarca procesul curățirii noastre din punct de vedere spiritual. Vom descoperi faptul și modul în care Dumnezeu vindecă și curăță lepra păcatului. Pentru că, repet din nou, lepra în Biblie este simbolul păcatului. Ori Hristos și numai El are puterea să curețe lepra. Hristos are puterea să vindece bolnavii. Hristos are puterea să mântuiască oamenii. El este singurul mântuitor. Doamne, vindecă aici la Salem. Doamne, curăță aici la Salem. Doamne, înnoiește familii aici la Salem. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Amin. Amin. Cel puțin trei lucruri majore vom descoperi în acest paragraf al vindecării leprosului. Cel puțin trei lucruri majore reies din acest paragraf biblic, și anume: în primul rând, s-a produs curățirea leprosului. S-a produs vindecarea leprosului pentru că Domnul și-a dorit să vindece acel lepros. Domnul și-a dorit să vindece acel lepros. Acesta este adevărul Scripturilor. Dacă vrea Dumnezeu, face miracole în seara aceasta. Dacă vrea Dumnezeu, vindecă boli în seara aceasta. Dacă vrea Dumnezeu, dă la o parte nori groși în seara aceasta. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Leprosul s-a curățit de lepra lui și a fost vindecat pentru că, în primul rând, și-a dorit Domnul. Și-a dorit Domnul să vindece acel lepros. De unde știu acest lucru? Din atitudinea Domnului vis-a-vis de lepros. Și din cuvintele lui celebre, din versetul 3, a întins mâna, l-a atins și a zis: da, vreau, doresc să se încheie cu lepra din viața ta. Doresc să fii curățat. Și îndată a fost curățată lepra lui. Domnul și-a dorit de el să vindece acel lepros. Înainte ca să se producă această minune, acest miracol, vindecarea leprosului, Domnul Iisus, spuneam înainte, a fost pe muntele fericirilor. Pe un munte unde a rostit predica aceea celebră din Matei capitolul 5 până în Matei capitolul 7 la final.
A predicat pe munte despre Dumnezeu, despre împărăția lui Dumnezeu, despre principiile împărăției și toți îl aclamau pe munte, spune Biblia, și se uitau la el cu respect, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Dar totuși, paradoxal, când își încheie predica, Domnul Iisus nu mai stă pe munte unde era aclamat, unde era lăudat, coboară la poalele muntelui. Coboară la baza muntelui, pentru că la baza muntelui îl aștepta acest lepros, îl aștepta acest om nenorocit, îl aștepta acest om ce avea nevoie de atingerea Domnului. Ori Domnul și-a dorit de el să vindece acel lepros. E bun Dumnezeu, Biserică Salem. E bun Mântuitorul Iisus Hristos. El simte împreună cu oamenii. El simte împreună cu necazul tău, stimată Doamnă sau stimate Domn. El se uită la necazul tău. Este gata să intre, să cerceteze familia ta. El vine din cer prin Duhul Sfânt în mijlocul Bisericii Salem. El vrea să curățească leproși din punct de vedere spiritual. Vrea să vindece bolnavi, pentru că e bun Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Iată un cuvânt din partea Domnului prin profetul Isaia. Așa vorbește cel preanalt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar vin și sunt și lângă omul smerit, ca să învioresc inimile zdrobite, să cercetez inimile rănite. Doamne, aici la Salem cercetează biserica aceasta. Privește în vale, Doamne, aici la Salem și vei găsi oameni care au inima rănită. Vei găsi oameni care vor curățire, vei găsi oameni care vor mântuire. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Știu că Dumnezeu este preocupat de poporul său. Toată Biblia confirmă lucrul acesta, că Dumnezeu este preocupat de cei ce trec prin necazuri. În urmă cu mii de ani, i-a spus lui Moise pe muntele Horeb: Moise, eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Am văzut asuprirea poporului meu din Egipt și am auzit strigătul pe care îl scoate din pricina robiei. Moise, te voi trimite la Egipt să-mi scoți poporul cu braț puternic, pentru că Dumnezeul pe care îl predic în seara aceasta e un Dumnezeu care vede și aude și care vrea să curățească, vrea să noiască oameni, vrea să mântuiască tineri, vrea să mântuiască familii, vrea să coboare la lucru în mijlocul nostru. Doamne, fă-ți lucrare aici. Știu că și în acest loc sunt persoane care așteaptă, persoane care așteaptă atingerea Domnului. Știu că sunt persoane care așteaptă o schimbare în familia lor. Sunt persoane care așteaptă o schimbare în viața lor și pe traiectoria vieții lor. Dragii mei, unul singur vă poate schimba, Domnul Iisus Hristos. Unul vă poate vindeca și vă poate curăți, Domnul Iisus Hristos. De aceea uitați-vă dincolo de noi la acest Mântuitor care vrea să-și facă lucrarea. Domnul Iisus și-a dorit să vindece acel lepros. Și-a coborât el de pe muntele fericirilor. Nu putea să meargă leprosul la Iisus pe munte. Toți l-ar fi alungat. Era lepros, era socotit paria societății. Stătea la baza muntelui și aștepta. Cum și în seara aceasta sunt oameni care așteaptă ceva de la Dumnezeu. Dumnezeu să vă cerceteze. Sunt oameni care așteaptă vindecarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă vindece. Sunt oameni care așteaptă lucrarea Duhului Sfânt în familia lor. Dumnezeu să vă onoreze credința. Leprosul ăsta aștepta și s-a coborât Domnul de pe munte la el. Vreau să vă pun o întrebare, dragii mei. Nu cumva așa ceva s-a întâmplat și cu noi, dar din punct de vedere spiritual? Nu cumva și pentru noi din cer a coborât Iisus Hristos? Nu cumva și pentru noi ce eram morți în greșelile și în păcatele noastre a coborât din cer Fiul lui Dumnezeu? Ba da, ba da, ba da, împodobească-L gloria. Noi eram morți în greșelile și în păcatele noastre. Noi ne îndreptam spre iad, spre ghenă, spune Biblia. În dreptul tău și în dreptul meu scria rebel, condamnat, mort în păcatele tale. Însă din cer, în urmă cu 2000 de ani, cineva a coborât pentru tine. Numele Lui este Iisus Hristos. Numele Lui este Fiul lui Dumnezeu. De aceea a cântat în cinstea Lui. El să vă primească cântările de laudă. Iată o întâmplare adevărată care ilustrează cumva faptul că El s-a sacrificat pentru noi. În urmă cu mulți ani, undeva într-un sat de munte,
a luat foc o casă. În acest incendiu au murit părinții, însă băiețelul lor de 7 anișori a scăpat. Până să ajungă pompierii, un erou din satul acela a intrat în casa cuprinsă de flăcări și a salvat copilul. N-a mai apucat să salveze părinții, a salvat copilul. Au ajuns pompierii, au stins flăcările, însă acum se punea problema cine va înfia acest orfan, pentru că părinții lui au plecat la cele veșnice. Ca un reproș că nu au ajuns la timp, pompierii au zis, îl luăm și îl creștem noi la bază și poate va deveni un bun pompier. Primăria din sat a spus să luăm și îl creștem noi și poate va deveni un bun secretar sau primar. Biserica s-a afișat și ea cu o ofertă, îl luăm și îl creștem noi și poate va deveni un bun preot sau un bun cantor în satul acesta. Însă cel care l-a salvat de la moarte a spus următoarele cuvinte, oameni buni, nu-l luați voi niciunul, priviți în palmele, priviți în brațele, au ars, sunt ars pe palme, intrând și salvând acest băiat. Îl voi lua eu și îl voi crește, va fi copilul meu. Pentru că eu l-am salvat cu propria mea viață, mărit să fie Domnul! Nu cumva așa ceva s-a întâmplat cu mine și cu dumneata din punct de vedere spiritual? Biserica Salem și stimați prieteni, cel ce ne-a salvat pe noi de la moarte, de la iad, de la pierzare veșnică, este Fiul lui Dumnezeu, este Iisus Hristos, împodobească-L gloria. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune Biblia, că a dat pe singurul Său Fiu. Pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, pe mine m-a scăpat de moarte Iisus Hristos. Pe dumneata care asculți Evanghelia te poate scăpa de moarte Iisus Hristos. Păcatele tale pot fi iertate în seara aceasta doar de Iisus Hristos. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Așa cum acel lepros aștepta la baza muntelui, simt în Duhul meu că aici sunt persoane, spuneam, care așteaptă intervenția Domnului, așteaptă intervenția puterii lui Dumnezeu în casa lor. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Dumnezeu să vindece boala ta. Așa cum spune poetul de cântare, de mult aștept să vii, să vii să mă mângâi pe acest pământ străin. Nimeni nu-mi poate da o mângâiere ca a ta. Noi te așteptăm să vii. Vino Iisuse, vino o Doamne, vino să ne mângâi. Vino Iisuse, vino o Doamne, noi te așteptăm să vii. Aici, în Valea Plângerii, în Biserica Salem, sunt oameni care așteaptă intervenția lui Dumnezeu. Biserica Salem, Dumnezeu să lucreze! Domnul Iisus Hristos să curățească leproși spirituali! Domnul să aducă la mântuire familii! Leprosul aștepta, aștepta să vină Domnul. Era singura lui soluție. Cum și în locul acesta, probabil, sunt persoane care așteaptă intervenția Domnului. Așteaptă intervenția lui Iisus ca singură soluție. O, mă rog că la finalul acestui mesaj, când vom chema numele Domnului Iisus, El, prin puterea Lui, să atingă cauza ta, să atingă sufletul tău, să atingă familia ta, să curățească interiorul tău, să simți că ceva se întâmplă, că jertfa lui Iisus te curăță, te vindecă, te eliberează, Dumnezeu să-și facă lucrarea. Domnul Iisus și-a dorit să vindece acel lepros și i-a spus, vreau fi curățat și de tine se va atinge în seara aceasta. Amin? Amin? Și tu ai drept la mântuirea lui Dumnezeu. Și tu ai drept la atingerea lui Dumnezeu. Și tu ai drept la o viață nouă. Cum eu am avut acest drept la 18 ani, să fac pace cu Dumnezeu, să primesc iertarea Domnului, dumneata care mă asculți, ai drept la vindecare, ai drept la mila lui Dumnezeu, numai să crezi, Doamne, dă-ne credința! Poate nu sunt penticostal, poate vei spune pe bancă, nu sunt baptist, nu contează, ai drept, ascultă-mă bine, ai drept la mântuirea și vindecarea Domnului. Iată experiența unei doamne din vremea noastră, din Biserica Ortodoxă. Domnul s-a atins de ea în miez de noapte. Avea o tumoare pe creier și mărturia dumneai ei.
Și s-a dus pe la doctor, a luat medicamentație, dar degeaba. Într-un miez de noapte însă, a avut un vis ciudat. Un medic îmbrăcat în haine albe s-a apropiat de ea. I-a pus mâna dreaptă pe cap și i-a spus în vis: eu te vindec. Aleluia! Eu te vindec! Apoi a mai spus: mă găsești în cutare loc. Și medicul a dispărut. S-a trezit din somn speriat. Și-a atins capul. Nu mai avea dureri. N-a mai avut somn în noaptea aceea. A doua zi în zor s-a dus în căutarea medicului, după adresa indicată. A dat peste o biserică evanghelică și acolo frații au explicat că medicul din vis a fost Domnul Iisus Hristos. Că Domnul s-a atins de ea într-un vis de noapte. Apoi frații au explicat ce vrea Domnul de la ea. Că Domnul vrea să-i mântuiască și viața și sufletul. Și Domnul aceasta l-a primit pe Iisus Hristos ca mântuitor și l-a slujit pe Dumnezeu, mărit să fie Domnul. Amin. Dragul meu, dumneata ai drept în această seară de martie la atingerea lui Dumnezeu. La rugăciunea finală, când vom chema numele Domnului, dumneata ai drept la vindecare, ascultă-mă bine. Ai drept la mântuire, ai drept la o viață nouă, ai drept la un destin nou, pentru că Domnul a murit pentru toți care suntem aici, împodobească-L gloria. Doar că trebuie să crezi, doar că trebuie să crezi. În Biserica Pentecostală noi cântăm o cântare foarte frumoasă care spune așa: eu cred în ce? În vindecările divine, căci El mă vindecase și pe mine. Iisus e medicul cel bun și mare, în El găsește alin și vindecare, aleluia! În numele Lui ești vindecat, ascultă-mă bine, tu de la balcon, în numele Lui poți fi iertat, în numele Lui ești mântuit, în numele Lui ești fericit, în numele Domnului Iisus Hristos! Eu cred, ca și femeia cananeancă, căci El mi-a dat și mie firmituri. Când El își pune mâna Lui pe rană, ești vindecat ca orbul din Scripturi. Mărit să fie Domnul! Doar că trebuie să crezi. Domnul vrea, cu asta am început, dar vreau. Dar vreau, a spus Domnul. Domnul vrea să ai o viață nouă. Domnul vrea să vindece boala ta pe dinăuntru. Domnul vrea să vindece boala ta spirituală. Numai că în al doilea rând tu trebuie să crezi. Pentru că în al doilea rând leprosul acesta, dacă suntem atenți la text, a crezut. Leprosul a crezut. Versetul 2 spune așa: un lepros s-a apropiat de El, i s-a închinat și a zis: Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Dacă vrei, poți să mă cureți. Matei capitolul 8:2. Dacă vrei, poți să mă cureți. Asta înseamnă în al doilea rând că nu doar că Domnul a dorit să-l vindece sau să-l curețe. În al doilea rând leprosul a crezut. Nu s-a îndoit de puterea lui Dumnezeu. Nu s-a îndoit de dragostea Domnului Iisus și pentru el. Nu s-a îndoit de puterea lui Dumnezeu și în dreptul lui. Sunt lepros, a zis el. Sunt un om mâncat de lepră. Dar dacă tu vrei, poți să schimbi situația. Sunt un om rob al alcoolului. Dar dacă tu vrei, poți să mă eliberezi. Am o viață murdară, Doamne. Am o viață ascunsă, abjectă. Dar dacă tu vrei, poți să mă curățești. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Nu te îndoi de puterea lui Dumnezeu. Nu te îndoi de dragostea lui Dumnezeu. Ai drept la mântuire. Ai drept la vindecare. Nu te îndoi. Crede din toată inima că în seara aceasta se poate produce miracolul. Se poate produce vindecarea ta. Se poate produce eliberarea ta. Dumnezeu să-ți dea credință. Biserică Salem, te întreb în numele Domnului Iisus, poate Domnul să vindece orice boală? Poate! Poate Domnul să mântuiască oamenii? Poate Domnul să curățească lepra păcatului? El poate, Biserică Salem! Și stimați prieteni, El poate! El poate! Eu știu că Domnul poate, dar trebuie să crezi! Doamne, dă-ne credință! Domnul și-a dorit să vindece acel lepros, dar leprosul a crezut și el. Dacă vrei, poți. Și dumneata
va trebui să crezi. Ești om, îți poți concentra atenția asupra persoanei Domnului Iisus și la rugăciunea finală să invoci puterea lui Dumnezeu pentru vindecarea ta. Biserica Salem, Dumnezeul care este aici cu noi, e un Dumnezeu al miracolelor. E un Dumnezeu viu și real. Nu predicăm un Dumnezeu care nu poate. Un Dumnezeu care poate. Și biserica să spună amin. Un Dumnezeu care poate. În 10 de locuri găsim scris că El a făcut semne și miracole. În 10 de locuri, și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Uneori a suspendat anumite legi naturale pentru a face un miracol. Am să dau un exemplu în sensul acesta. De exemplu, legile științei spun așa: orice obiect care are densitatea mai mare ca apei se va scufunda, n-are cum pluti. Asta e lege dovedită științific. Însă, în Vechiul Testament găsim un caz, un moment când Domnul a anihilat, a anulat pentru câteva minute această lege pentru a se face un miracol. Despre ce este vorba? Vă rog să afișați 2 împărați, capitolul 6, ca să vadă prietenii și biserica ce scrie Biblia. 2 împărați, capitolul 6. Biblia spune că în Vechiul Testament, fiii prorocilor i-au zis profetului Elisei: iată că locul unde noi locuim cu tine este prea strâmt pentru noi. Haidem până la Iordan ca să luăm de acolo fiecare câte o bârnă și să ne facem acolo un loc de locuit. Elisei a răspuns: duceți-vă. Unul din ei a zis: fii bun și vino cu noi. El a răspuns: voi merge. A plecat deci cu ei, spune Biblia, și ajungând la Iordan, au tăiat lemne cu gândul să facă un loc de locuit pentru fiii prorocilor. Și pe când tăia unul din ei o bârnă, s-a întâmplat ceva. A căzut fierul de la secure în apă. El a strigat: ah, Domnul meu, eram împrumutat. Omul lui Dumnezeu a zis: unde a căzut? Și a arătat locul. Atunci Elisei a tăiat o bucată de lemn, a aruncat-o în locul acela și fierul de la secure a plutit pe apă. Mărit să fie Domnul! Apoi a zis: ridică-l! Și-a întins mâna și l-a luat. S-a produs un miracol. Cine se poate gândi la așa ceva? Un fier greu de secure a început să plutească. Pentru că Dumnezeu, dacă vrea să facă un miracol, îl face. În această seară, Dumnezeu, dacă vrea să schimbe un diagnostic, îl schimbă. Poate că în mintea ta se frământă anumite lucruri și spui că nu se mai poate face nimic. Dragul meu, dacă vrea Dumnezeu, face miracol în seara aceasta. Dacă vrea Dumnezeu, te vindecă în seara aceasta. Dacă vrea Dumnezeu, te curăță în seara aceasta. Doar că trebuie să crezi. Dumnezeu să atingă Biserica Salem. Dumnezeu să atingă prietenii care sunt aici. Și miracolul curățirii să se producă în seara aceasta. Amin. Legile științei mai spun așa: orice plantă, om sau animal, odată ce moare, nu mai poate fi readus la viață. Este ceva științific. A murit o plantă, a murit un animal sau un om, nu mai poate fi readus la viață. Însă Biblia spune că Domnul Iisus, pe care îl predicăm în seara aceasta, l-a înviat pe un bărbat numit Lazar, ce era mort de 4 zile și era pus într-o peșteră, cum îngropau evreii în peșteri, în catacombe. La mormântul lui Lazar, Iisus a stricat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și în momentul acela mortul a înviat, aleluia! Pentru că Domnul Iisus are puterea să facă miracole. Dumnezeule, fă o minune la Salem! Dumnezeule, fă un miracol în biserica aceasta! Să se confirme cuvântul tău! Dacă vei simți puterea lui Dumnezeu, să te bucuri în seara aceasta. Dacă se va atinge Domnul de tine, să te bucuri în seara aceasta. Pentru că Domnul vrea, Domnul vrea, numai dumneata trebuie să crezi. Doamne, dă-ne credință! Acum, legat de miracole, am să mai spun două fraze.
Legat de miracole, sunt cel puțin două păreri. Unii vor să le explice științific pentru că nu le cred. Și la orice miracol apelează la logică, la științific și vor să le explice. Se împotmolesc, nu le pot explica, pentru că un miracol nu se poate explica pe linie logică. Tocmai de aceea e miracol. E ceva supranatural. E ceva ce face Dumnezeu. Nu face omul, nu face doctorul, face Dumnezeu. Mărit să-i fie numele. Și când încearcă să le explice, se împotmolesc și se fac de rușine. Asta e prima direcție. A doua direcție este următoarea. Oameni care le cred, oameni care le predică, oameni care se roagă pentru miracole, pentru vindecări spirituale sau fizice și pe baza credinței le experimentează. Dacă îmi doresc ceva în Biserica Salem să se experimenteze puterea lui Dumnezeu, acolo pe bancă unde te afli, prietene, dacă vei crede din toată inima ta, Dumnezeu îți poate da un semn în seara aceasta, mărit să fie Domnul. Leprosul a crezut. Leprosul a crezut. Oare dumneata crezi sau te îndoiești în inima dumneata? Dragă biserică, Domnul are puterea să facă miracole interioare și exterioare. Domnul are puterea să facă miracole în suflet și în trup. Și să spunem amin. Ăsta e un mare miracol când un om care era mai mult pe șanțuri ajunge în biserica lui Dumnezeu, un om integru, un om cinstit. Când un om care blestema de se înfiora inima în tine, ajunge un om nou să cânte în biserică, să țină o predică și așa mai departe. Ăsta e un miracol spiritual. Așa ceva numai Dumnezeu poate să facă. Dacă sunt în Marghita astfel de oameni, Dumnezeu să-i vindece. Dumnezeu să facă astfel de miracole în orașul Marghita. Se numesc miracole spirituale, miracole pe dinăuntru. Schimbă Domnul oameni, de se miră orașul, cum l-a schimbat Dumnezeu. Schimbă Domnul familii, de se miră cartierul, cum i-a schimbat Dumnezeu. Dumnezeu să-și facă lucrarea. Dumnezeu să facă astfel de miracole. Iată experiența unei mame. Avea un băiat care a crescut cu mama lui. Însă la vreo 18 ani, 19 ani, l-a luat valul undeva în Statele Unite ale Americii, l-a luat anturajul, l-au luat prietenii și au început să bea, au început să chefuiască. L-au dus pe bietul băiat în anturaje meschine și nepotrivite. L-au îmbiat și cu heroină și așa mai departe, încât bietul băiat a pierdut relația cu mama lui, cu familia lui, și cu biserica de unde făcea parte mămica lui. Diavolul încet, încet eroda ființa lui. Încet, încet eroda sufletul lui. Pentru ca la final să-i dea gândul teribil al suicidului sau al sinuciderii. Pentru că asta face diavolul. Erodează pe dinăuntru, erodează inimi, suflete, apoi îi împinge în hău, în prăpastia iadului. Efectiv l-a zăpăcit de cap cel rău, l-au abandonat prietenii și și-a pus de gând, e mărturia lui, să-și ia viața. A băut puțin alcool, s-a injectat cu puțină heroină și s-a dus și s-a aruncat într-un container alimentar unde se abandonau gunoaiele din spatele unui bloc alimentar să moară, că nu mai are rost viața. Însă în spatele lui era o mamă, cum poate și aici sunt mame, care se roagă pentru copiii lor. Dumnezeu să vă asculte rugăciunea. O mamă postea pentru el, o mamă plângea pentru el și ruga pe Dumnezeu să facă un astfel de miracol. N-a murit pentru că Dumnezeu a ascultat rugăciunea mamei. După câteva ore s-a trezit, era între gunoaie. Deja aruncaseră pe el unii gunoaiele orașului. S-a ridicat cu greu dintre gunoaie și a venit un gând. Am să mă întorc la mama acasă. Să văd ce mai face mama mea. Purta o jachetă neagră pe el, spune mărturia personală, toată ruptă, toată crepată pe el. Fața era de mult nebarberită, părul era încălcit în capul voi, era murdar, era bolnav. Însă a venit gândul să se întoarcă la mama acasă. Când a ajuns la mama acasă, a strigat din hol: mamă, am venit!
Mamă, am venit, dar nu mai rezist și nu mai suport viața asta. Mama, când l-a văzut, l-a îmbrățișat, i-a spus, bine că ai venit acasă, hai în această seară cu mine la biserică, va predica pastorul cu tare și cu tare, te rog să vii la adunare, te rog să vii la adunare. A ascultat-o, s-a dezechipat de hainele murdare, s-a spălat, s-a bărbierit, s-a îmbrăcat într-un costum și a mers cu mama la biserică. În seara aceea, ca și aici la Salem, la Marghita, s-a predicat Mântuitorul, s-a predicat mesajul Mântuitorului că Iisus poate curăți, că poate face miracole, ce nu pot face oamenii, doctorii, sistemul sanitar, poate face El. Omul asculta pe bancă și ca o ultimă soluție, când s-a încheiat slujba, s-a ridicat în picioare și a strigat, venind pe holul bisericii, oameni buni, eu sunt robul alcoolului și al heroinei. Oameni buni, dacă așa este cum spuneți voi, mă plec aici pe genunchi în fața lui Iisus Hristos și îl rog împreună cu voi să mă elibereze, oameni buni, de sub puterea păcatului. S-a plecat pe genunchi și a strigat în gura mare, Dumnezeul mamei mele, Iisuse Hristoase, Mântuitorul mamei mele, eliberează-mă și pe mine, scapă-mă de heroină și de boala asta alcoolului. Când a văzut biserica ce face un tânăr de 20 ceva de ani, s-a pus pe genunchi biserica, s-a rugat și în acea seară de evangelizare, Domnul și-a arătat slava, mărit să fie Domnul. Ulterior a continuat cu biserica și apoi a încheiat legământul cu Dumnezeu. Pentru că ceea ce nu poate să facă un om sau un medic, dragii mei, poate face Dumnezeu. Poate face Dumnezeu, să spunem amin. Sunt miracole spirituale, sunt miracole interioare. Când vezi cum schimbă Dumnezeu oamenii, orice mult mi-aș dori ca în biserica Salem să se producă astfel de miracole, să cerceteze Domnul familia ta. Ai pe cineva în robia păcatului? Ai pe cineva în desnădejde? Ai pe cineva prins de legătura păcatului și a corupției? Domnul Iisus să le elibereze! Domnul Iisus să-l vindece! Domnul Iisus să-l mântuiască! Vindecarea leprosului! Domnul și-a dorit să-l vindece! Leprosul a crezut, de aceea a fost curățat. Dar mai este aici ceva foarte important. Leprosul s-a rugat cu smerenie. O, ce mult a cântărit asta în fața Domnului! Leprosul s-a rugat în ultimul rând cu smerenie. Cuvântul spune așa, din nou versetul 2. Un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat, deci i s-a închinat, s-a prăbușit și i-a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. Nu s-a dus la Domnul cu mândrie și cu aroganță, s-a dus la Domnul cu smerenie. Vă rog să vă închipuiți ce spune Biblia, i s-a închinat, lepros fiind, i s-a închinat, s-a smerit și i-a zis, dacă vrei, poți să mă cureți, pentru că în fața Domnului Iisus Hristos, oricine ai fi, că ești penticostal, că ești ortodox, că ești doctor, că ești inginer, că ești primar, în fața Domnului Iisus Hristos se vine cu smerenie, se vine cu pocăință dacă vrei să obții ceva, se vine smerit, pentru că dumneata ești om, dar Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt păcătos, El este sfânt, e sfântul lui Israel. De aceea când vrei să obții ceva de la Dumnezeu, să vii cu smerenie. Așa cum spune poetul de cântare, ce sunt eu, ce sunt eu? Un fir de nisip în vânt, sunt nimic pe pământ, dar prin tine sunt ce sunt. Mărit să fie Domnul, eu nimic, tu veșnicie, eu sărac, tu bogăție. Eu țărână întinată, tu a lumii jertfă dată, ce sunt eu, ce sunt eu? Tu ești totul, Domnul meu! Biserică Salem, în fața Domnului Iisus Hristos se vine cu smerenie. Prieten drag, când vrei să obții ceva de la Domnul, se vine cu smerenie. Nu se poate altfel decât cu smerenie. Te pleci, te smerești. Când Saul din Tars mergea pe drumul Damascului să persecute biserica, l-a trântit de pe cămilă puterea lui Dumnezeu.
L-a trântit jos în praful drumului și din praf a întrebat: ce vrei să fac? Pentru că în fața Domnului Iisus, biserica este chemată să vină cu smerenie. Prietenii care vor să obțină mântuire sunt chemați să vină cu smerenie. Nu-i obligat Dumnezeu să-ți mântuiască sufletul. Nu-i obligat Dumnezeu să-ți vindece boala. Dar dacă vei crede în inima ta și te vei smeri, asta va determina pe Domnul să atingă familia ta. Dumnezeu să pună în tine un duc de rugăciune și cu smerenie în inima ta să cauți fața Domnului. Zachei, a spus Domnul, dă-te jos, coboară din mândria ta, căci astăzi vreau să intru în casa ta. Am o întrebare, dragul meu, vrei ca Dumnezeu să cerceteze ființa ta? Vrei ca Dumnezeu să vindece boala ta? Vrei ca Dumnezeu să curățească lepra ta spirituală? Dacă vrei acest lucru, stai cu smerenie. La rugăciunea care ne stă înainte imediat, stai cu smerenie, pocăiește-te. Dacă vrei să obții iertarea Domnului, smerește-te înaintea Lui. Vină cu pocăință, nu veni cu aroganță, nu te crede mare și tare. Când vii înaintea Domnului, te vei smeri. Așa se obține iertarea. Îți aduc aminte de fiul risipitor. Când s-a întors din viața păcătoasă și a vrut să obțină iertarea lui Dumnezeu, știți ce a zis băiatul acesta? Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Eu nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Adică, tată, tu nu ești obligat să-mi dai iertare, că eu te-am făcut de rușine pe dumneata. Dar pentru că s-a smerit, tatăl a spus următoarele cuvinte: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Cât de bun e Dumnezeu! Puneți-i încălțămintea în picioare și tăiați vițelul cel bun. Căci fiul meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și tatăl l-a acceptat acasă. Dacă vrei să obții iertare, ascultă-mă bine, dragul meu, va trebui indispensabil, pe lângă credința din inima ta, să fie și smerenia. Să te pocăiești în fața Domnului, să-ți recunoști vinovăția, să-ți pară rău și atunci Domnul te poate ierta. Măriți să fie Domnul! Dacă vrei să obții vindecarea trupului, același principiu este valabil: smerenia și credința. Credința și smerenia. Și am să confirm acest lucru printr-un exemplu biblic și în acest timp ne pregătim de cântare și rugăciune. Am să confirm că smerenia și credința contează mult dacă vrea cineva să obțină vindecare, nu doar mântuire. Dragii mei, vă dau exemplu scurt, cazul lui Ezechia din Vechiul Testament. Cine a fost Ezechia? Să înțeleagă, prieteni, a fost un împărat din Vechiul Testament. Conducea regatul lui Israel. Numai că acest împărat, Ezechia, s-a îmbolnăvit. O boală necruțătoare l-a lovit pe Ezechia. S-a umflat dintr-o dată. Nu se știe ce boală a avut, nu scrie Biblia, doar că s-a umflat dintr-o dată. Poate avea septicemie, poate altă boală, oricum incurabilă pentru vremea aceea. Profetul Isaia a venit la el și i-a spus: pune-ți casa în îndoială, că-și vei muri. Spune adio tronului, spune adio familiei, spune adio regatului, pleci! Ba mai mult, spune Biblia că acest împărat avea niște dureri insuportabile. În mărturia lui personală, spune în profetul Isaia: gemeam ca o porumbiță, gemeam noaptea, croncăneam ca un cocor. Adică mă mistuiam de boala asta, mă mistuiam de dureri. Gemeam nopțile întregi, spunea Ezechia. Și suferința asta în trup nu-i deloc plăcută. Am trecut prin așa ceva. Și suferința din corp, din trup, nu-i deloc plăcută. La ora actuală sunt foarte multe spitale care gem. Oameni care gem în spitale, oameni care plâng, îi doare. Dumnezeu să-i cerceteze. Poate că sunt aici în biserică la Salem oameni care au gemut nopți în șir. Dumnezeu să vă ia durerea. Amin. Suferința din trup nu-i deloc plăcută. Și s-a întors cu fața la perete Ezechia să capete vindecarea trupului. Dar nu s-a întors cu fața la perete mândru și arogant. Pentru că același principiu e valabil și pentru vindecarea trupului, ca și pentru suflet. S-a întors cu credință
și cu smerenie și-a spus, plângând în fața Domnului, a plâns în hohote, adu-ți aminte, Doamne, că în viața aceasta am umblat cu credincioșie pentru numele Tău. Și plângea și plângea cu fața la perete un împărat, pentru că era mistuit în dureri. E normal să plângă cineva când are dureri în familia lui. E normal să plângi când te doare. E normal. Chiar dacă se mai prefac unii că sunt tari, poate că inima fierbe în ei din cauza necazului care le au. Și faptul că a plâns și s-a smerit nu i-a afectat imaginea deloc, deși era împărat. Nu i-a afectat imaginea că a plâns și s-a smerit împăratul Ezechia. Nu-ți va afecta imaginea, domnule dascăl, domnule inginer, dacă te vei smeri în fața lui Iisus Hristos, dacă îți vei recunoaște păcatele, dacă te vei pocăi, nu-ți va afecta deloc imaginea. Pentru că sunt unii care spun așa, că dacă cineva plânge în biserică, înseamnă că e slab. Nu e adevărat. Dacă cineva plânge în biserică, ori îl cercetează Duhul lui Dumnezeu, ori are foc în familia lui și își varsă focul înaintea Domnului. Dumnezeu să-ți primească rugăciunea. A început să plângă, îmi spunea cineva, frate păstor, aș vrea să mă rog în biserică mai tare și cu lacrimi. Dar parcă mi-este rușine, frate. E o biserică de oraș și ce va spune cu tare că plâng? Ce va spune cu tare că mă aude strigând mai tare rugăciunea mea? Parcă mi-este jenă. Dar asta contează? Ce va spune el sau ea când eu sunt într-un foc? Pentru mine contează altceva. Să mă atingă Duhul lui Dumnezeu? Asta vreau eu când vin în biserică. Nu ce spune cu tare și cu tare. E treaba lui. Dacă plâng în fața Domnului, plâng. Pentru că vreau atingerea Domnului. Aleluia! Vreau atingerea Domnului. Doamna directoare Mariana a înțeles și ea importanța lacrimilor. Conducea un trust mare în Cluj. Și i-au spus doctorii din Timișoara și din Cluj că nu mai pot să facă nimic. Dar i-a spus o doamnă de la firmă, o angajată simplă, doamna directoare, scuzați-mă că vă abordez. Știu că sunteți întristată. Vă invit la rugăciune pe zorilor în Cluj. Va fi o seară de rugăciune, doamna directoare, și noi ne rugăm pentru bolnavi. Cu credință și cu lacrimi îl rugăm pe Domnul. Vă rog să mă iertați dacă v-am deranjat. A venit ca la greu și în foc, cad gradele pe umăr. Când ai foc în familia ta, te smerești. Când ai cancer, îți tremură barba, să știi, poți să fii directorul directorilor. S-a dus în biserică, pe ultima bancă, și cum vă redau cuvintele ei, mă uitam la acești oameni. Se rugau în comun, ridicau mâinile spre cer, unii plângeau. Apoi a fost amintită eu în rugăciune și s-au rugat pentru mine, o biserică întreagă, s-au plâns pentru mine. Pe bancă am simțit că ceva mă cercetează, ceva din cer coboară peste mine. Ba mai mult, la finalul acestei lucrări, a venit la mine o doamnă, spunea atunci, care mi-a spus așa, așa-ți vorbește Domnul, femeie, în această seară am să mă ating de boala ta. Mări să fie Domnul! N-am înțeles atunci. M-am dus acasă, spune ea. Apoi iarăși la controle, la aceiași specialiști, aceiași profesori. Și în urma investigației medicale la Cluj, aceiași doctori au spus, doamna Mariana, noi trebuie să vă spunem ceva. Noi trebuie să vă recunoaștem ceva. Tumoarea dumneavoastră de acolo a dispărut. Noi credem, doamnă, au spus doctorii, credem că va vindeca Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul. O, ce mult contează lacrima și smerenia. Roagă-te cu credință să fii curățată de lepra ta. Dar roagă-te cu smerenie când vrei să obții mântuire sau iertare. Nu veni arogant în fața lui Iisus Hristos că nu obții nimic. S-a prăbușit și a spus, dacă vrei, sunt lepros, sunt păcătos, sunt bolnav. Dacă vrei, poți să mă curățești. Aleluia!
Aleluia! Leprosul a crezut și s-a rugat cu smerenie. Dar dumneata ce vei face? Domnul i-a spus lui Ezechia că acelui lepros te vindec. După ce s-a rugat cu lacrimi și s-a smerit, Domnul i-a spus prin profetul Isaia: Ezechia, am auzit rugăciunea ta din cămăruță, ți-am văzut lacrimile, ți-am auzit geamătul, am văzut că te-ai pus cu fața la perete, în ciuda gradului tău de împărat, te-ai smerit în fața mea și ai cerut vindecarea ta. Ezechia, te vindec! Aleluia! Îți mai dau încă 15 ani, a spus Domnul. Dar te vindec din pricina numelui meu. Nu cumva să creadă cineva că dacă ai experimentat vindecare sau mântuire, a avut merite. Dacă te va cerceta Dumnezeu în această seară, te va cerceta pentru că e bun Dumnezeu, aleluia! Te va întoarce Dumnezeu cu fața spre El pentru că e bun Dumnezeu. Cu ce am fost eu mai bun decât alți prieteni de-ai mei? A fost bun Dumnezeu și a curățat ochii mei, a curățat mintea mea și a curățat sufletul meu. Doamne, în această seară, cercetează biserica Salem. L-a vindecat pe lepros, l-a vindecat pe Ezechia, suflet și trup, dar întotdeauna când Dumnezeu lucrează, dragii mei, și vreau să închei cu asta, întotdeauna când Dumnezeu lucrează, are un scop. Dar întotdeauna. Știți ce a spus lui Ezechia? Te vindec! Dar a treia zi te sui în casa Domnului. Vezi că mă ating de boala ta, Ezechia. Vezi că iau puterea mea și o deleg să vină spre familia ta. Dar a treia zi după vindecare te sui în casa Domnului să mă lauzi. Nu te vindecă Dumnezeu să poți bea mai departe. Ești bolnav de ficat. Nu te vindecă Dumnezeu să poți bea mai departe. Nu te vindecă Dumnezeu să poți merge mai departe în anturaje păcătoase. Dacă Dumnezeu se va atinge de dumneata, are această pretenție, ascultă-mă bine, să vii în casa Lui, aleluia. Să vii să închei legământul cu El, aleluia. Să vii să-L mărturisești pe El, aleluia. Te vindecă, a spus. Dar a treia zi te duci în casa Domnului. Din păcate, dragii mei, sunt unii pe care Domnul i-a vindecat și au abandonat calea Domnului. Știu un astfel de caz. Avea o tumoare de asta în obraz, cât un ou de găină. Soția era la biserică cu noi. El cocheta cu prietenii undeva la țară. Mai mult era prin birt. A venit tumoarea asta în obraz și s-a speriat că va muri. Că moare și rămâne soția și rămân copiii. Și a venit în fața bisericii: te rog, te rog, Doamne, vindecă-mă. Și biserica s-a rugat. Biserica l-a înduplecat pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că Dumnezeu s-a atins de acel bărbat cu numele Ioan. Tumoarea aceea a dispărut din obrazul lui. Mărit să fie Domnul. Dar după vindecarea asta vizibilă, în loc să vină în casa lui Dumnezeu, ca Ezechia să încheie legământ cu Dumnezeu, să-L mărturisească pe Dumnezeu, Ioan s-a apucat din nou de anturajele lui, din nou cu prietenii la pahar, din nou se întorcea acasă, biat acasă. Și satul vorbea: pe omul ăsta l-a vindecat Dumnezeu. Uite cum răsplătește el bunătatea lui Dumnezeu. Dar ce va face la judecată Ioan? Că Dumnezeu îl va întreba: de ce? Eu te-am vindecat. De ce n-ai continuat să mă slujești, Ioane? Eu am făcut să dispară din obrazul tău tumoarea și am așteptat să vii la casa mea, să mărturisești lucrarea mea, să închei legământul cu mine, Ioane, dar n-ai făcut asta. Ce vă spune? Dragul meu, Dumnezeu este bun în seara aceasta. Dar ce vei face tu în seara aceasta? Dacă te va cerceta Dumnezeu în această seară, sau tu care asculți mesajul acesta, dacă te va cerceta Dumnezeu, îl vei recunoaște pe Dumnezeu în viața ta? Îl vei sluji pe Dumnezeu dacă se va atinge Domnul de dumneata?
sau vei pleca mai departe indiferent. Dumnezeule, cercetează-ne în seara aceasta, binecuvântează suflete pe Domnul și tot ce este în mine, spunea David, să binecuvânteze numele Lui Cel Sfânt. El îți iartă păcatele tale, El îți vindecă bolile tale. Dar ce faci după aceea?